ziua. A fost o zi istorică în capitală. În prag de Ziua Națională, Catedrala Neamului a fost sfințită după 8 ani de lucrări, în prezența 10.000 de români care au venit din toată țara. Voi dezbate acest subiect astăzi la Puterea Știrilor cu invitatul meu, domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Bună ziua, domnule Bănescu, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua, mă bucur mult să vă fiu din nou alături și ori de câte ori voi primi o invitație, o voi onora cu bucurie. Domnule Bănescu, ce înseamnă și ce va însemna de acum încolo acest mare eveniment care s-a desfășurat în capitala noastră, sfințirea Catedralei Neamului? Acest eveniment, mă rog, ca orice eveniment, are o mare importanță și cel despre care vorbim acum are niște conotații foarte importante și datorită acestor conotații va avea niște reverberații în timp în societatea românească. Acest eveniment, prilejuit de sfințirea Catedralei Naționale, are evident mai multe registre. Unul cu semnificație profund religioasă, sfințirea unui locaș de cult, sfințirea unei catedrale, prima și singura catedrală ortodoxă din România. România a riscat la un moment dat să se apropie de anul centenar, de centenarul său, de aniversarea 100 de ani de istorie foarte fertilă, în sensul că la capătul unor lupte, sacrificii, jerfe umane, s-a configurat România modernă, statul român modern. Asta a însemnat că în spatele acestor mari realizări istorice au rămas niște jerfe, au rămas niște oameni, cu adevărat oameni, pe care trebuie să-i onorăm de-a lungul întregii noastre istorii. Este vorba de cei mai buni dintre noi, de eroii României. Eroii din războiul de independență din 1877, eroii din primul război mondial, din al doilea război mondial, eroii din perioada comunismului, despre care se vorbește mult prea puțin, oameni care au murit mărturisind credința creștină în temnițele comunismului din anii 50 mai ales, și deloc în ultimul rând eroii din 1989, cărora le datorăm practic regimul democratic în care trăim astăzi. Acești oameni sunt parte integrantă, integrală din această ecuație a evenimentului despre care vorbim. Pentru că această Catedrală Națională a fost ridicată pentru ei, în memoria lor. Acesta e proiectul curat și originar al Catedralei, aceea de a fi ridicată în memoria acestor eroi. De aceea semnificațiile evenimentului sunt foarte mari. Ele au legătură cu anul centenar care a fost punctat prin evenimentul sfințirii acestei catedrale și ceea ce se poate schimba de acum înainte este, aș spune, gradul de intensitate cu care românii vor privi spre eroii lor din ultima sută de ani, uitându-se la această catedrală. Asta vreau să vă și întreb, ce credeți că se va schimba de acum încolo? Și aici mă refer și la mentalitatea românilor vis-a-vis de ceea ce ar trebui să schimbăm multe. În primul rând, ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, care, din păcate, include în ea un pasivism legat de istoria noastră recentă. Din păcate, sigur, comunismul a maculat foarte mult istoria ultimelor decenii și a ultimei jumătăți de veac, dar trebuie să depășim asta și trebuie să recuperăm această istorie a ultimei sute de ani, o istorie traumatică prin care a trecut România, și în acest an centenar asta trebuia să facem. Ar fi trebuit, prin toate mijloacele, să informăm pe toți cei prezenți astăzi de lucruri importante care s-au întâmplat până la noi. Această Catedrală Națională, al cărei proiect, după cum cred că am mai vorbit împreună cândva, apare după războiul de independență, a fost gândită ca proiect exact cu acest scop, onorarea și celebrarea cultului eroilor români. Asta s-a întâmplat ieri, a fost sfințită Catedrala Națională cu o zi înainte de sfințire, în piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar, au fost așezate listele cu cele peste 300.000 de nume de eroi români din aceste războaie pe care le-am amintit. Știm că ieri cei prezenți au primit chiar pachete surpriză. Ce conțineau aceste pachete?
E mult spus pachete surpriză, sigur au primit un dar fiecare dintre cei care după un efort îndelungat de câteva ore de așteptare în curtea catedralei, au intrat în ea și au trecut prin Sfântul Altar, având posibilitatea să și cinstească la ieșirea din altar moaștele Sfântului Apostol Andrei, o parte din mâna Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al catedralei, și de asemenea ale Sfintei Mucenițe Ecaterina. La sfârșit au primit fiecare o mică machetă a catedralei, o carte dedicată istoricului catedralei și, mă rog, alte câteva lucruri mici. Cele importante ca simbol sunt acestea. E important să știm istoricul acestui proiect, istoric care se leagă de istoria României. Deci nu au primit alimente, cum Nu s-a pus problema să se primească alimente la ieșirea din biserică. A fost împărțit ceai și au fost împărțite, evident, pachete cu mâncare celor care au așteptat, practic, în acele ore în curtea catedralei, fiind și foarte frig. Și la sfârșit au primit în curte, în locuri special amenajate, și astfel de daruri, ca să spun așa, dar asta era firesc. Din nefericire, am văzut că au existat inclusiv îmbrânceli între cei prezenți. Vorbim și despre jandarmi. Lucruri inevitabile și de firești, oriunde se adună multă lume, apar astfel de fricțiuni în rândul unei mari mulțimi de oameni. Sunt oameni care, fiind în primele rânduri în fața acelor gărdulețe puse de jandarmerie cu un scop ineprecis, sunt ușor împinși din spate dintr-un gest nedorit de cineva și se antrenează o astfel de mișcare care punctual s-a manifestat și acolo. Nu au fost accidente din cauza aceasta. Nu s-a întâmplat nimic, cu excepția unui incident provocat de un fost preot, îl pot numi, o persoană nemulțumită de faptul că, trecută printr-un accident acum 2 ani, a fost suspendată de la slujire. Este un dosar care e analizat de Arhiepiscopia Tomisului. Acest preot a venit la București și a protestat într-un mod inedit, într-un mod care îl autodescalifică, din păcate, întrucât ca preot nu faci gesturi provocatoare și mai ales nu faci gestul acesta absolut este inadecvat. Este bine că ați amintit acest, pentru că am văzut că există în spațiu public o întreagă tensiune pe subiectul acesta. Dânsul încă mai este preot? Nu, dumnealui este suspendat din statutul de preot. Deci nu putem spune că este preot. Nu a fost caterisit, din câte știu. El a rămas preot, dar e suspendat de la slujire până se clarifică situația lui, întrucât a fost implicat într-un accident cu niște victime. Ori, ca preot, dacă ești implicat într-un asemenea accident pentru acea vărsare de sânge, chiar dacă n-ai provocat-o tu, ești totuși pasibil de a fi suspendat, întrucât nu poți să te apropii de potirul cu Sfântul Sânge al Mântuitorului în cadrul Sfintei Liturghii, având totuși pe suflet o asemenea traumă și poate chiar culpă. O să aflăm dacă într-adevăr este nevinovat sau nu. Dar cum puteți cataloga gestul dânsului? Repet, s-a autodescalificat. Ca preot trebuie să fie un model de răbdare, de temperanță. Chiar dacă el spune că a fost nedreptățit, ca preot nu trebuie, n-ai cum, dacă ești un preot autentic, să devii subiectul unui asemenea incident, să-ți dai foc hainei, pe care, sigur, ai grijă să o dai jos la timp, ca nu cumva să te arzi. Deci a fost un incident programat, știam de faptul că se programează acest lucru și, mă rog, a fost un incident minor care nici măcar n-a avut loc în incinta catedralei, ci undeva lângă, pe o stradă lăturalnică.